Bună, bine te-am găsit! Iată că a venit o nouă duminică, iar asta este una cu cântec, țin să vă spun, pentru că, iată, Mercur retrograd face conjuncția cu Soarele. Și de câte ori se întâmplă acest lucru, e ca și cum ni se pune așa un văl pe ochi sau orbim dintr-o dată într-o chestiune, ca să nu ne mai aducem aminte de faptul că Mercur retrograd face și Careul cu Uranus din Taur. Deci dacă astăzi vi se întâmplă tot felul de lucruri ciudate, puteți să dați vina pe astre. Și în același timp să vă bucurați că din când în când viața ne mai face surprize, că poate intrasem așa într-o plictiseală, într-o rutină. De altfel în lume, zilele astea nu ne plictisim. Trebuie să recunoaștem, adică nu doar pentru noi muritorii de rând, dar în general așa, cu oameni importanți, au loc evenimente, congrese și alte lucruri, decizii, declarații. Da, când Mercur își bagă coada, mai ales Mercur retrograd, avem de a face cu tot felul de suișuri și coborâșuri, da, și cu tot felul de momente din acestea care ne provoacă să vorbim. Știți, momentul de pe vreme, nu mai știu cum e acum, sau bănuiesc că se întâmplă, are loc un eveniment, o declarație, ceva șocant și toată lumea vorbește pe urmă de ce s-a întâmplat. Ei bine, noi astăzi, mâine, asta vom face, vom vorbi foarte mult de ce s-a spus și de ce s-a întâmplat. Mai ales în emisiuni, mai ales cu liderii politici și așa mai departe. Plus că să nu uităm ceva, mâine avem și o lună plină în Vărsător. Un moment de vis din punctul meu de vedere, asta ca să fiu puțin ironică, da? Pentru că de fiecare dată când se petrece acest eveniment, trebuie să avem pe undeva prin colțul lumii, prin colțul lumii să nu creadă iarăși pământ cineva că pământul e plat, pe undeva printr-o zonă a lumii, așa printr-o arcuitate a acestei planete, să se întâmple ceva, să bubuie ceva, să o ia lumea razna, să se întâmple ceva scandalos. Pentru că arhetipul vărsătorului vorbește, iată, despre a sparge un rid, despre a fi oaia neagră, despre a ieși din turmă, despre a îndrăzni mai mult decât au îndrăznit alții, chiar dacă unora nu ne convine. De haideți că am uitat așa în pâine, zic să povestim, mai avem puțin din vara asta, se apropie toamna, petreceți cât mai puteți, dar hai să vedem ce ne zic și astele. Păi, trebuie să știți că prima zi a săptămânii este una plină. Avem trei evenimente. În primul rând, iată, vorbeam despre luna plină din Vărsător. Cei care vă știți cu marcaj fix în astrogramele natale, iată, vorbim de Taur, Leu, Vărsător și Scorpion. S-ar putea să dormiți mai prost, să se zgudie ceva prin jurul vostru, să se petreacă tot felul de evenimente, să vă ia viața prin surprindere. Acum nu trebuie să se întâmple la toată lumea, da? Dar e posibil ca la majoritatea în jur majoritatea să observe așa în jur tot felul de situații bizare. Tot mâine Venus are parte de două aspecte destul de importante din punctul meu de vedere. Este oarecum prinsă la mijloc, să spunem așa. De ce? Pentru că face, iată, careul cu Saturn și face careul cu Jupiter. Acum, Saturn știm că este marele malefic, iar Jupiter știm că este marele benefic, da? Venus e în Fecioare, e destul de calculată, de liniștită, de la locul ei. Când face opoziția cu Saturn, se simte foarte neiubită, neapreciată, nevalidată, iar când face careul cu Jupiter, zice, de-aia nu mai pot eu, că nu mă iubești, lasă că tot îmi fac eu treaba. Da, ori Venus în opoziție cu Saturn se abține, Venus în careu cu Jupiter exagerează, are un exces de zel. Și pe plan amoros nu este o zi foarte bună din punctul meu de vedere, dar nici pe plan financiar, țin să vă spun, pentru că Venus de fiecare dată, vă readuc aminte, trece și prin stomac. Da? Bineînțeles, în cazul în care ați cunoscut o persoană, v-aș recomanda să nu forțați lucrurile mâine, să faceți totul în timp, pentru că Saturn face o poziție, da, și zice, domnule, ai răbdare, nu trebuie să întâmple lucrurile repede. E adevărat că intervine careul cu Jupiter și zici, da, mai pot eu, dar după care trebuie să-ți aduci aminte că viața nu e un film, nu e o comedie romantică, nu este o poveste Disney. Pe urmă, pe 20 august are loc, iată, primul careu Jupiter-Saturn. Da, Jupiter în Gemeni, Saturn, iată, în Pești. Și asta este, să zicem, un eveniment care va defini o bună perioadă a lumii, a timpului, a vieții noastre, da? Pentru că Jupiter reprezintă viitorul, Saturn reprezintă trecutul, Jupiter reprezintă expansiunea, Saturn reprezintă limitele și ceea ce se întâmplă în lume în momentul acesta e o nevoie de negociere între nou și vechi, e o nevoie de negociere între ce este, iată, conservator și iată ce este progresist. Este o nevoie de negociere între valorile unor generații, că de aceea sunt și discrepanțe mult mai mari între generațiile, iată, bunicii, părinții, noi sau celelalte generații, să spunem așa, astea, Z, Y, cum li se mai spune, da? Iar acest careu
îți dă posibilitate, îți dă oportunitate, dar în același timp te ajută să-ți dai și cu stângul în dreptul puțin. Cu alte cuvinte, de exemplu, să luăm un exemplu simplu. Să zicem că începeți să construiți o casă acum, da? Să vă mutați și aveți planul arhitectural, ați negociat toate cele, aveți și resurse, aveți tot. Dar în momentul în care porniți, da, debutați, începeți, lansați, ei bine, vă veți lovi de tot felul de situații neprevăzute care frânează procesul și un careu Jupiter-Saturn te învață, da, să capeți reziliență și să-ți dai seama când poți mai mult sau când e cazul să dai un pas în spate, să mai aștepți. Eu cred că asta este una dintre cheile succesului în viață, să știi când să îndrăznești și când să te abții, da? Pentru că altfel dacă o luăm razna sau nu facem nimic, nu-i bine niciun fel. Nu-i bine nici să stai foarte mult în spate, dar nu-i bine nici să te duci în față superficial. Și trebuie să găsești undeva o pondere, nu neapărat un punct de echilibru, că atunci când vorbim iată de careu, nu vorbim de echilibru, opoziția mai degrabă aduce echilibru, ci vorbim de o tensiune, de o luptă între cele două energii. Jupiter în Gemeni zice vreau tot și toate, Saturn în Pești zice mai trezește-te, că nu poți nici tot și nici toate. Da? Nu-i bine nici ca unul, nici ca altul, dar cumva ele două, cele două planete și cele două energii, iată ne forțează pe noi să găsim punctul acela și, cum să vă spun, nu e punctul acela care o să funcționeze în fiecare zi, că despre asta e vorba cu un careu. Astăzi funcționează mai mult ceva, mâine funcționează altceva și așa mai departe. Adică trebuie să fim tot timpul dispuși să mai schimbăm, să mai alterăm sau să mai pierdem undeva ca să câștigăm în altă parte. Că nu le putem avea pe toate. Dacă ne învață ceva un careu Jupiter-Saturn, este că nu le putem avea pe toate. Nici pe toate, dar nici nimic. Știți cum? Noi oamenii ne e foarte simplu să privim așa binar. Ori totul, ori nimic. Ei bine, nu. Cu Jupiter, Careu, Saturn ne dăm seama că, iată, când ne merge bine profesional, poate nu ne merge bine personal. Când ne merge bine personal, poate profesional nu funcționează așa cum ne-am fi dorit. Și dacă se întâmplă să meargă ambele în același timp, cu siguranță este cu foarte multă muncă și cu foarte mult efort conștient. Da? Pur și simplu știm că, iată, ne merge bine acasă în relație, dar știm că la serviciu nu funcționează și am vrea să fie bine și acolo. E bine, trebuie să depunem efort, să ne chinuim, oarecum să facem ceva care nu este neapărat natural. Da? E bine, dragii mei, cei care vă știți cu marcaj mutabil, vorbim de Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești, s-ar putea să nu vă convină zilele acestea neapărat, să aveți impresia că sunteți ghinioniși, că să vă victimizați puțin, că na, ne victimizăm, o facem cu toții. S-ar putea să aveți în vedere faptul că nu vă iese și vouă niciodată cum v-ați propus, adică în sfârșit ați simțit la un moment dat că ați pus mâna, ați dat lovitura, ei bine, dar a doua zi când v-ați trezit trebuie să mai apare ceva să vă supere, să vă enerveze, să vă mănânce din bucuria respectivă. Cumva, careul acesta eu îl văd ca între tensiunea dintre un fiu și un tată, da? Pentru că iată, Saturn era tatălui Jupiter, da? El e mai dur, mai exigent, Jupiter vrea să vadă viața într-o notă foarte pozitivă, Saturn îl învață ceva pe Jupiter, iar Jupiter îl învață la rândul său pe Saturn. Saturn îi zice lui Jupiter, ok, vrei expansiune, vrei abundență, o să fii minunat, dar trebuie să mai ți-aduci aminte că ești om și că ai limite, iar Jupiter îi spune lui Saturn, nu te mai lua atât de mult în serios, mai lasă o bucățică și pentru bucurie și pentru, iată, veselie și pentru distracție. Bun, pe 23 august avem un careu între Venus și Marte, Venus care reprezintă, iată, plăcerea, iubirea, Marte care reprezintă, iată, furia, acțiunea, toată zona de pasiune. Pe plan amoros e un aspect care presupune la exces, da? Nu ne convine, nu suntem mulțumiți cu nimic, ne băgăm în relațiile care nu trebuie și tot timpul așteptăm de la celălalt să facă ceva, nu de la noi, da? Cumva avem impresia că celălalt este de vină și pe plan financiar, din păcate, aici să știți că nu am, să zicem, vești foarte bune, pentru că ne grăbim să cheltuim, să cumpărăm ceva și abia pe urmă ne dăm seama că nu ne trebuie la nimic lucrul respectiv. Tot așa, la final de săptămână, tot pe 23 august, Mercur retrograd face un sextil cu Marte, deci avem curajul să spunem, să declarăm, să negociem, chiar nu o facem într-un mod, iată, foarte intruziv, foarte puternic, dar o facem calculat astfel încât să obținem ceea ce ne dorim. Și, dragii mei, nu uitați ceva, săptămâna viitoare Mercur își va opri retrogradarea în semnul leului, da? Deci, iată, ne apropiem de momentul în care lucrurile s-ar putea să o ia razna din nou.
Că atunci când începe și când se termină, atunci își arată mușchii, da, cu adevărat. Hai să mergem la fiecare dintre noi, îți reamintesc aici și la zodie și la ascendent și să le amesteci, să le mixezi. Și nu uita, te rog, că aici avem un horoscop general teoretic.